Vineri 13 august, instanța de judecată din cadrul Curții de Apel București a reconfirmat achitarea directorului general al ADR Sud-Muntenia Liviu Mușat în dosarul 24.754 deschis în luna martie 2015 de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție, prin care au dispus trimiterea în judecată din calitate de inculpat a directorului Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, acesta fiind acuzat de abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție. Achitați în cadrul aceluiași dosar figurează Mariana Vișan, directorul Direcției Organismului Interimar POR în cadrul ADR Sud-Muntenia și Dragomir Scripcă, expert în cadrul biroului județean Ialomița al agenției. În cadrul unei conferințe de presă, directorul general al ADR Sud-Muntenia, Liviu Mușat, a vorbit despre perioada grea prin care a trecut timp de 7 ani cât a durat procesul. Este o zi pe care o așteptam sincer de mult timp să vină. Este o zi în care vă putem aduce la cunoștință, evident celor care deja știți, rezultatul procesului de corupție, în care angajații Agenției pentru Dezvoltare Regională, începând cu directorul adjunct al acesteia și încă un coleg, au fost incriminați în anul 2015, în iunie. După o cercetare de peste jumătate de an, practic, odiseea aceasta întinzându-se din octombrie 2014. A fost o perioadă destul de dificilă pentru noi, dar am făcut față acesteia. Vorbesc instituțional, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia și-a devenit toate atribuțiile pe care le-a avut în această perioadă și noi, ca persoane, mă rog, cele incriminate, am reușit până la urmă, chiar dacă nu pe procurori să-i convingem de nevinovăția noastră, am reușit să-i convingem pe judecători, atât instanța de la Tribunalul București, prima instanță, instanța de fond. Eu cred că ei s-au convins foarte repede, pentru că noi trei am fost singurii care am avut drept de muncă din toți cei 15 inculpați. Da. Am avut dreptul să vă la Și ei, ulterior, la apel, la Curtea de Apel București. Făceam așa o retrospectivă, au fost peste 60 de termene la care a trebuit să ne prezentăm în anii aceștia, având în vedere că a fost și jumătate de an cu suspendarea ședințelor din cauza COVID-ului anul trecut. Dar suntem bucuroși că am reușit, chiar dacă a durat atâta, am reușit să ridicăm valul de incertitudine, valul de, eu știu, suspiciune care ar fi putut plana asupra noastră, dar mai important asupra instituției în care ne desfășurăm activitatea. Despre ce a fost din punct de vedere personal, am putea să scriem un roman, dar important este că astăzi suntem sau mi s-a luat această anatemă de inculpați în relația cu statul român, de la urma urmei, despre asta vorbim. Și suntem mai hotărâți ca niciodată să și avem motivația să facem lucrurile și mai bune și mai importante în Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, dată fiind perioada pe care o traversăm, atât cea în care ne pregătim să finalizăm programul 2014-2020, dar la fel de important și programul în care urmează 2021-2027. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru modul cum ați reflectat în această perioadă această situație, adică absolut obiectiv. Vreau să le mulțumim de asemenea și călărășenilor, celor cu care intrăm în contact, beneficiarii, cetățenii, pentru faptul că n-au văzut în noi niște baia,
ai societății în această perioadă și am fost tratați în mod normal, așa cum trebuie tratați oamenii într-o societate civilizată, evident, până la aflarea verdictului final al procesului. De asemenea, vreau să le mulțumesc și colegilor noștri din agenție care și-au făcut treaba în continuare la fel, nu au existat, eu știu, fracturi de motivație, de indisciplină, de nerecunoaștere a ierarhiilor, de contestare a acestor în agenție. Consiliul pentru Dezvoltare Regională, tuturor primarilor, președinților de consilii județene, beneficiarilor din mediul privat, care au avut încredere în continuare în noi. Îmi vin în minte acum vorbele fostului președinte al Consiliului Județean Călăraș, care pe vremea când era președinte, la începutul procesului, pe vremea când era și președintele regiunii, spunea că poate să-mi spună mie orice de Liviu Mușat, dar nu că este un corupt. Dacă domnul Filipescu, care știți că n-am avut întotdeauna o relație liniară, a spus lucrurile astea, pentru noi a fost o chestie de bună. Dar, evident, și ceilalți membri ai Consiliului de Dezvoltare Regională din toate județele ne-au acordat în continuare cerul lor, dovadă că suntem în continuare aici. Așa cum spunea și colega mea, doamna Mariana Vișan, directoarea adjunctă a agenției, am fost norocoși că în perioada aceasta de atâția ani nu ni s-a interzis dreptul de a veni în continuare la serviciu. Poate că știți, poate că nu știți, în dosarul acesta cu 15 inculpați, din care doar 3 au fost condamnați, rămâne dumneavoastră și opinia publică, poate și șefii celor care au instrumentat acest dosar să-și dea cu părerea asupra eficienței activității celor care au făcut, au instrumentat acest dosar. Deci, din cei 15 inculpați, cred că aproape toți, exceptând angajații agenției, au fost interziși de la serviciu, din slujbele pe care le ocupau în perioada anterioară. Închei intervenția mea spunându-vă că au fost doar 3 condamnări în acest dosar. Culmea, toate având legătură cu noi, este vorba de beneficiarul acelor finanțări, un agent privat din județul Ianumița, și dirigintele de șantier de acolo, plus constructorul, pentru furnizarea de documente false pentru obținerea de fonduri europene. Mai vreau să mai adaug un element. După ce la fond s-a pierdut de către parchet procesul, fiind achitați, parchetul a încercat să schimbe încadrarea juridică, spunând, ok, nu sunteți vinovați de abuz în serviciu, poate sunteți vinovați de altceva, știți, ca la... Și a încercat să ne schimbe încadrarea juridică în complicitate la obținerea de fonduri europene, pe nedrept, cu documente falsificate, ceva de genul ăsta. E o încadrare așa mai amplă. Dar deși asta s-a făcut în 2019, când a început procesul apelul, instanța a respins și această solicitare a parchetului, rămânând a fi judecați atunci pentru fapta pentru care a fost trimis în judecată. Și a ieșit normal să trimite judecată pentru faptă. Pentru aia trebuie să obții verdict. Și am fost judecați pentru acest aspect, pentru abuz în serviciu. Încă un aspect foarte important, deși aveam dreptul să facem acest lucru, nu am solicitat, dar în procesului, eliminarea probelor înregistrării. Știți că Curtea Constituțională a dat o
hotărâre că dacă ele au fost obținute cu ajutorul SRI-ului, nu știu cum, în procese de siguranță națională, nu sunt valabile în procesele penale. N-am făcut acest lucru, fiindcă, culmea, mă rog, dumneavoastră nu aveți de ce să faceți acest lucru, să parcurgeți toate înregistrările, toate transcrierile, deși eram acuzați că am facilitat sau am, da, n-am, am facilitat, eu știu, neorganizarea vizitelor la beneficiari. Sunt foarte multe, aproape 10 de intervenții ale inculpatei care a fost condamnată, deci agentul economic respectiv, în care toți se plângea de faptul că suntem toată ziua pe capul lor, toată ziua pe capul. Drept pentru care, împreună cu avocații noștri, am luat hotărârea să nu solicităm eliminarea acestor probe, fiindcă ele, mă rog, neavantajează. Mai mult decât atât, nu am invocat în cererea finală, ultimul cuvânt, hotărârea Curții Constituționale, care definește foarte clar abuzul în serviciu, adică trebuie să te raportezi la un act normativ primar, deci o lege sau o ordonanță de urgență, care ar fi implementată. N-am făcut acest lucru, s-a făcut de către altcineva la fond și atunci s-a spus că am încălcat legea funcționarilor publici și că am făcut râs sau nu știu cum e o chestie de asta, că am adus de servicii de imagine instituției noastre. Evident că acest răspuns a arătat că nici măcar nu se cunoștea statutul nostru de către acuzator. Mai mult eu, de-a lungul întregului proces și instrumentării dosarului la parchet, am avut calitatea de președinte al Agenției de Dezvoltare, funcție care nu există. Da, eu atât am avut să vă spun. Evident că sunt la dispoziția dumneavoastră cu întrebările dumneavoastră. Colega mea vrea să vă transmite și câteva cuvinte. Mariana. Da. Pentru mine a fost o perioadă frustrată cei 7 ani. Dar, mulțumesc Dumnezeu că s-a sfârșit. Cel mai grav lucru pe care noi putem să-l facem într-un proiect este așa numită alertă de neregulă. Eu făcusem, de care DNA-ul nu știe. Ăsta e motivul pentru care ne-am rămas, probabil, să lucrăm în continuare, pentru că noi chiar n-am treabă. Judecătorul de fond a spus în motivarea, deci că cum se numește, de 300 de pagini, că angajații agenției și-au făcut datoria cu profesionalism. Mai mult decât trebuie. Și mai mult decât trebuie. Adică am fost luat strict pe registrări telefonice, am fost urmăriți jumătate de an, urmărire fotografică. Deci înainte de octombrie. Da. Am primit darea de la parchet și darea că am fost în știință, că ați fost fizică, cu tot electronică, poștă, urmărit fizice, deci am avut tot acolo. Dar nu se știa că noi am făcut aceste alerte. Alerte sunt de uzi interse, fiind la minister, ministerul hotărăște mai departe la hotărâ la DRAF, departament de lucrat antifraudă și de acolo mai departe în DNA. Ei nu au de unde să știe de ce e ăsta. Da, practic alerta de neregulă, ca într-un război, imaginați-vă pe unul care trage un fot ăla de semnalizare. E, în momentul ăla nu mai ești secret. Deja ți-ai, nu știu cum să spun, ți-ai demascat poziția sau nu știu cum. La fel am făcut și noi. Deci a fost primul semnal. Deci noi am dat primul semnal că în proiectele acelea sunt, se petrec lucruri. De fapt, ce s-a petrecut în proiectele alea? Vă și spun acum. Vă mai spun o dată. Practic, ăla a venit la decontare cu niște lucrări pe care nu le făcuse. Pe care nu le făcuse. Și noi am spus, băi, dă-le jos, că nu poți să primești banii pentru el. E, și de aici, că nu, că stai să vedem că trebuia să blocați, să reziliați proiectul. Deci noi nu avem astfel de atribuții.
În toată perioada aceasta, apărarea noastră a constat numai și numai în document. Deci noi nu am venit, știți, uite ce spune tutare, nu știu, am venit numai cu probe din regulamentele, din de funcționare, din procedurile noastre, din ceea ce se întâmplă în alte agenții de dezvoltare și în agenția noastră, deci am venit și am arătat, domnule, amânări de vizită se fac peste tot în țară. Nu, proiectele astea n-au beneficiat un tratament preferențial. Deci aici a fost un exemplu din sutele de proiecte care au beneficiat de astfel de care au recurs la astfel de amânări, că nu pot să spun din nicio. Am dat puțin, dar în zonă. Da. Dacă despre această temă mai aveți comentarii, întrebări. S-a durat procesul? Procesul în sine. Nu, tot procesul, nu procesul... 29 octombrie. Deci 7 ani? Deci în octombrie să fac 7 ani, deci peste 2 ori să fac 7 ani de când am avut percheziții. 7. Mi se pare o perioadă optimă? Da. Ce să vă spun? Pe 7 ani, până la urmă... 7. Deci, eu acum am 51, aveam 50 de ani în lucrurile. Dacă scad 18 ani de când am devenit major, deci în 32 de ani, în un sfert de viață, de persoană activă, m-am petrecut-o în această ipostasă. Păi, ideea să fim atenți că partea că s-ar putea să întâmple chiar nouă. Da, asta este dumneavoastră ca reprezentanță în mass media. Această idee, du-te și dovedește-ți nevinovăția în instanță. Să știți că nu este ceea ce ar trebui să fie în societate. În societate, într-o societate normală, în instanță, te duci să te aperi împotriva unor acuzații pe care respectiv vrea să le dovedească, nu doar să le afirme. Deci e foarte important acest lucru. A durat 7 ani, dar foarte mult. Când ați aflat verdictul final al procesului? Vine, deși... Da, bine, deci, deși procesul practic s-a terminat în aprilie și am rămas în pronunțare și tot s-a adunat încă o săptămână, încă o lună, încă, deci, dată, de pe 18-14 aprilie, nu știu de când a fost ultimul termen în care am fost prezenți acolo și am așteptat. Fiindcă acum, dacă cred că sunteți la curent, după hotărârea Curții Constituționale, în momentul în care publici un verdict, o sentință, ea trebuie să fie însoțită deja și de motivare. Deci nu mai poți să o dai și o motivezi nu știu cât timp după aceea. Și credem că aceasta a fost rațiunea pentru care s-a întârziat cu afișarea verdictului. Cum vă simțiți după epopeea asta? Deși m-am gândeam la început că nu o să intru foarte mult în partea asta afectivă, vă pot spune că trăiesc o ușurare. Trăim o ușurare cu toții, este un moment de, sau o perioadă de destindere, o perioadă în care vrem să ne reacomodăm cu statutul acesta de neinculpat. Deci am avut șansa, atât la fond cât și la apel, să avem niște judecătorii care chiar au citit și au înțeles. Fiindcă nu, să știți că procedurile după care ne desfășurăm activitatea nu sunt foarte... Sunt destul de complicate, dar aranjate uneori, mai ales pentru cineva din afara domeniului, se pot face ușor confuzii. Și acest lucru s-a întâmplat la nivelul parchetului. Există și alte procese în care sunt implicați angajații agenției? Nu. 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 Acesta a fost... Ca inculpați. Ca inculpați. Avem un dosar care intră în derulare unde avem 20 ceva de marturi la un proces. N-are legătură cu călătașul. Este încă în instrumentare și informații, este vorba de un dosar celebru,
aflat în lucru de neaurului, nu știu ce fază este, dar am avut, cred că anul trecut, aproape 20 de angajați au fost chemați în calitate de parte.